Bun găsit, dragii mei, și vă doresc duminică frumoasă de la început. Așadar, astăzi vom prepara un tort cu cremă patașou, un aluat patașou. Aluatul, de fapt, este un aluat specific show a la cremului sau anumitor prăjituri. Iată, de data aceasta, fiți atenți, e o rețetă foarte interesantă și nici ușor de făcut, dar nici grea. Apoi vreau să continuăm cu o salată de pepene roșu, pentru că este sezon, cu brânză de capră, spanac și rucola. Iar următorul fel de mâncare, un filet mignon, adică muș de vită, cu sos de brânză Roquefort. Este ușor de făcut, dar la final vom adăuga și un strop de trufe. În primul rând, avem așa, pentru aluat avem nevoie de apă, lapte, 4 ouă, unt 150 de grame și făină. Făina aici e vorba de 150 de grame, dar vedem în funcție de cum se comportă ea în momentul în care o amestecăm. Apoi, crema de vanilie. Crema de vanilie avem așa, 150 de grame zahăr, avem 500 ml de lapte, 200 de grame de unt și nu trebuie să uităm că am aromatizat laptele înainte cu vanilie, așadar el este aromatizat. Vom începe în primul rând cu aluatul, care este puțin mai complicat, să nu spunem destul de mult. Bun. Punem apa, punem laptele, iar aici am un praf de copt pe care îl voi stinge cu zeamă de lămâie. Două, trei, patru linguri de făină pentru început. Mie îmi place să omogenizez de la început laptele cu făina, ca, iată, el încălzindu-se, da, începe deja să se coaguleze, se lege. Ia. Se mai numește acesta și aluat opărit. Bun. Praful de copt. Untul. Omogenizăm încă o dată. Să adăugăm acum ouă. Și amestecăm ușor, le vom sparge încet. Este puțin diferit față de patașou normal. Patașoul, în mod normal, să știți că este mult mai gros, compoziția mult mai groasă, dar baza este aluatul opărit. Acum ar trebui să luăm două foi de copt. Punem foaia de copt, strângem bine, facem acest lucru pentru a evita scurgerea lichidului pe margine, da? Și acum împărțim în mod egal compoziția. Așadar, să încălzim cuptorul Whirlpool oferit de Altex. Alegem sistemul de gătire convențional. Acesta este un avantaj, că avem o posibilitate de a alege rapid temperatura, 180 de grade, apoi timpul de gătire și totul se va face foarte repede. Alegem 10 minute timpul de gătire. Vreau să vă spun că avantajul cuptorului electric este acela că se coace totul uniform și apoi un alt avantaj pe care îl are este acela că avem o economie de energie. Bun, continuăm punând la fiert laptele pentru a obține crema. 500 ml de lapte, 200 de grame de unt, făină, 150 de grame și zahăr. Vanilia cu zahărul.
punem făina. Așa cum vă spuneam, prefer să pun în laptele rece pentru a omogeniza, pentru că apoi îmi va fi mult mai ușor să evit cocoloașele. Însă trebuie avut în vedere că trebuie amestecat continuu. Deja aroma de vanilie se simte. Avantajul telului este că sparge foarte bine făina. Amestecând cu lingura, putem să facem acest lucru abia la final. Cel mai ușor este, și vă recomand, să faceți cu telul, iar făcând astfel, veți lua făina care se formează pe marginea vasului. Acesta fiind de o altă formă. Ea începe să fiarbă. Aici trebuie să avem grijă să amestecăm continuu. Putem amesteca în orice direcție. Simțim nevoia să mai adăugăm puțină făină. Trebuie să iasă de o consistență tare, pentru că untul va fi cel care va lega compoziția. Când știm că este crema foarte bine legată, da, și compoziția este perfectă, iată atunci când se scurge ușor de pe tel, da, foarte puțin. Aveți grijă că ținând-o pe foc se poate prinde, da, și capătă gustul de afumat. Ideal este că de acum încolo să dăm vasul deoparte de pe plită, da, și să mai facem, dacă este nevoie, puțin amestecare. Iată. Bun. Punem și untul în compoziția fierbinte. Nu uitați ca de fiecare dată la orice dulce să adăugați în compozițiile respective și puțină sare, pentru că ea va ridica ușor valoarea gustului. Bun. Și o lăsăm la temperat. Bun, gata! Eu între timp am schimbat cea de jos sus și cea de sus jos, da? Oricum compoziția se va lăsa puțin, îmi place cum arată, lăsăm puțin să se tempereze, după care vom turna compoziția. Lăsăm să se tempereze foile. Bun, încă una aici. Minunat! Și continuăm cu mușchiul de vită. Crema am lăsat-o să răcească, da, ea trebuie să fie puțin rece, după care să o turnăm deasupra. Dar nici foarte, foarte rece, pentru că dacă este prea rece, nu o mai putem turna. Avem nevoie de o tigaie, punem puțin ulei. Totodată mai avem nevoie așa, dar... 3 felii de muș de vită, tăiate la 1 cm grosime, și brânză cu mucegai, puteți alege ce vreți voi, și aproximativ 100 grame de smântână de gătit. 20 de grame de unt ne aduce aminte de începutul secolului 20, da? Va nobila preparatul și va da o altă nuanță atât la gust cât și la aromă. Bun. Punem mușchiul de vită. Focul puternic, un preparat care nu durează mai mult de 5 minute făcut de la început până la final. Cum știm că trebuie să întoarcem bucata de carne? În momentul în care jumătate din ea începe să se albească, e atunci este timpul să întoarcem bucata de carne. Iată, și aici se vede destul de bine, da? Mușchiul de vită nu trebuie să fie ars. Mușchiul de vită trebuie să fie ușor angle, tocmai de aceea prefer să iasă astfel, iar în momentul în care el este gata, îl voi scoate pe farfurie și voi face sosul, după care mușchiul îl voi introduce în sos. Nu îmi doresc și nu vă recomand să faceți, să pur faceți sosul, să fierbeți împreună cu mușchiul de vită, pentru că distrugeți gustul acestuia. Un muș de vită uscat nu mai are gust. Așadar, continuăm rețeta după o scurtă pauză publicitară. Mușchiul de vită, iată-l cum arată. Cred că vă place și vouă, nu?
E ușor, ușor rumenit, dar vreau să vă spun că în mijloc e ușor, are puțin sânge. Acela dă gustul, savoarea preparatului. Bun. Cele 20 de grame de unt le punem. Brânza. Vreau să dăm deoparte pentru că untul nu vreau să se ardă. Odată ars, va căpăta o altă aromă și nu-mi doresc a face un sos cu unt negru. În bucătăria franceză, untul se duce la ardere, într-adevăr, și se face acel cervel au beurre noir, creier cu unt negru. Este un preparat vechi, de la începutul secolului al 20-lea. Îl regăsim și în rețetarele lui Auguste Escoffier, bucătarul care a împărțit bucătăria pe partide de lucru, adică în bucătărie pe vremuri și în bucătăriile mari. Și acum se mai practică acest sistem de gătire pe partide de lucru, unde fiecare bucătar stă în zona sa. Potajerul face supele, cremele, antremetierul face gustările, sosierul, numai sosuri. Punem sosul deasupra. Iată un preparat pe care vi-l recomand și vouă, un preparat ce îl serviți invitaților voștri sau familiei imediat. 3 felii de trufă vor înnobila preparatul. Vreau să vă spun că are un gust, vă spun eu ce gust are imediat. Ia. Dacă nu puneam untul, să știți că acel gust nu era perfect. Și acum, hai să vă vorbesc puțin despre arta gustului. Când simțim că o mâncare este gustoasă? În primul rând, vedem dacă ea este aspectoasă, ne place aspectul. După care, facem acest lucru, da? Luăm puțin, gustăm, nu mult, plescăim ușor. Deci, batem ușor limba de ceruguri și în momentul în care vom simți că în cavitatea bucală este inundată, cavitatea bucală este inundată de salivă, atunci mâncarea este gustoasă. Sarea de fiecare dată o simțim ușor pe cerul gurii, iar pe lateralele limbii vom simți gustul smântânii, a brânzei, da? Mucegai, care este inconfundabilă, iar atunci când vom gusta și din trufă, aceasta va ridica aportul gustului și va înnobila și ne va da multă, multă salivă. Asta înseamnă să fie o mâncare gustoasă. Bun, să lăsăm trufa în pace. Pentru a aranja puțin farfuria, să știți că acum în secolul nostru au apărut microplantele, dar hai să ne gândim, dăm timpul înapoi. Oare pe vremea lui Escoffier, la începutul secolului al 20-lea, existau plante? Da, existau flori, flori comestibile, care erau folosite și atunci, sunt folosite și acum pentru decor. Decorul este foarte important la orice fel de mâncare pe care îl dorim. Acest filet mignon poate fi pus pentru a fi ridicat, a da înălțime preparatului, pe un cruton de pâine. Și la fel de bine, acesta merge minunat cu câteva fire de sparanghel, nu mai mult de 3. Pentru că atunci compoziția gustului se schimbă și vom avea cu totul altceva. Microplantele dau pe lângă valoarea gustului, dar și valoarea estetică. Hai să vedem crema. Nu trebuie să se întărească foarte mult. Iată, îmi place cum arată. Și să turnăm crema peste tort. Nu este un tort foarte înalt, să știți. Însă este un tort gustos. Este chiar plat. Dacă doriți să faceți acest tort ceva mai înalt, dublați cantitatea de făină, cantitatea pentru aluat.
iată, foaia este gata. Punem deasupra. Așezăm ușor. Da? Îmi place cum arată, să știți. Iar într-un final voi pune, după ce se răcește, ce îmi place mie cel mai mult, puțină friș. Hai să-l punem la rece. E vară, e cald, este frumos. Da? Și iată, am aici 3, 4, 5 bucățele de pepene. Am pe farfurie rucola, am totodată și spanac, baby spanac. Voi adăuga acum puțin, foarte puțin oțet balsamic peste rucola. Puțină zeamă de lămâie. Pepene roșu. Puteți să-l aranjați cum vreți voi. Așa, și ceea ce mă interesează mult, să pun brânza de capră. Ei, în zona Dobrogei, acum revenim puțin la tradițiile culinare dobrogene, se mănâncă pepene cu brânză. Brânză, însă brânza nu este de capră, ci este brânză de oaie. Și vreau să vă spun că gustul acesta dulce și sărat este chiar interesant. Pentru că odată are și o valoare extraordinar nutritivă, ajută ficatul la regenerarea sa. Și mie îmi place, apropo de regenerarea ficatului, să mănânc brânzătele mea de oaie. Mi-a venit apă în gură cu dulceață de vișine. E fantastică, să încercați și voi să vedeți cât de bună e. Salata pe care astăzi vă propun este simplă. Acum, dacă doriți să stropiți brânza cu puțin ulei, foarte puțin ulei de măsline, puteți pune. Combinația este una ideală și iată că dintr-un pepene normal putem să facem, iată, un spectacol cu ajutorul și a rucolei și a spanacului și acum mai da, nou cu puține microplante puse deasupra. Putem alege și din acestea verzi și din cele roșii. Vreau să vă spun că astfel obținem, chiar aici am acești muguri de mazăre. Ei sunt cei care întotdeauna ridică preparatul. Iată, am format aici un buchețel plăcut. Petrișor vă recomandă o astfel de salată. Doamnelor și domnilor din Dobrogea, vă salut și vă mulțumesc că mi-ați trimis o astfel de rețetă pe care să o prezint astăzi în emisiunea Sănătatea în Bucate. Iar dacă, dragi telespectatori, mai doriți și voi să trimiteți anumite rețete pe care să le facem împreună, cu drag le aștept pe pagina de Facebook Sănătatea în Bucate. Bun, tortul este gata. Iată. Hup. Ușor tragem hârtia de sub. Este foarte ușor, să știți, nu este complicat, nu este greu. Și acum decorăm cu ce place mie cel mai mult. Frișcă. Frișcă multă și am scos din frigider special pentru voi. Iar ceea ce sigur vă place vouă, căpșunele. Decorăm cu puține căpșune. Puteți să pune orice fructe găsiți. Însă mie îmi plac fructe roșii. Trebuie oricum. Fructe roșii pe care să le puneți deasupra. Puteți pune și fructe congelate. Puteți pune orice vă place. Bun. Ultimul. Și ultimul. Ei, la un astfel de desert, doamnelor și domnilor, nu trebuie să lipsească
ceea ce este mai important. Unde e? Aici. Un pahar cu vin. E, la desertul de obicei se servesc vinuri dulci. Perfecte. Da, și eu am găsit aici ceva excepțional de aromat. Este un vin din Ungaria, o podgorie foarte renumită în Ungaria. Și vreau să vă spun că acest vin chiar are parfumul zahărului și al strugurelui copt bine. Așadar, astăzi am avut tortul, da, cu cremă de vanilie, cu o compoziție a aluatului diferită față de ceea ce făceați până acum. Avem de la prietenii noștri din Dobrogea și salut pe toți o salată de pepene roșu cu brânză. Eu am ales brânza de capră astăzi și am pus-o pe un pat de spanac și rucola. Iar felul principal de care eu de fiecare dată mă îndrăgostesc este mușchiul de vită preparat în mii și mii de feluri. Iată, acum avem mușchiul de vită preparat cu brânză Roquefort și sos de smântână și trei feliuțe de trufe care nobilează preparatul. Și doamnelor și domnilor, vreau și a voi să fiți la fel de nobili astăzi, dar cu un pahar de vin alături. Poftă bună! Hai noroc! Thank you.